Am fost solicitație să intervenim la o cisternă răsturnată. De îndată la fața locului au fost alocate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o descarcerare, o autospecială de CBRN și un echipaj de prim ajutor. Sosiți la fața locului, colegii mei au constatat faptul că, din fericire, șoferul a ieșit singur din cabină, acesta neavând nevoie de îngrijiri medicale. A fost balizată zona, a fost restricționat traficul în zonă până când conținutul din cisternă va fi transvazat într-o altă autocisternă. De asemenea, la această oră, colegii mei asigură măsuri PSI la fața locului.